Mă bucur să mă aflu aici. Te-am ascultat vorbind. E ciudat, e parcă vorbeai despre o altă persoană. E... De ce aveți sentimentul acesta? Nu știu. <laughs> nu Pă știu. Și acum când m-am uitat pe ecran, vedeam cu surprindere o persoană foarte tânără și drăguță. Nici n-am știut că eram atât de drăguță. Deci, iată că și astfel de întâlniri, astfel de rememorări stârnesc alte, alte trăiri astăzi, dar. Da, cred e ciudat că să sunt... auzi pe cineva vorbit despre tine numai de bine și numai. E neobișnuit. Oricum, e neobișnuit. Oricum, nu se poate spune. Uh totul despre cariera dumneavoastră sau uh, cariera unui om în doar câteva cuvinte, în doar câteva minute și de fiecare nu, nu, dată este mai foarte că foarte că greu. Mai multe lucruri de făcut. Asta cu siguranță. <laughs> asta cu siguranță. Um, dacă mă gândesc la povestea dumneavoastră cu teatrul. Um, și când mă gândesc la asta, uh, mi se pare foarte interesant că ați vrut să ajungeți filolog și iată că, dintr-o întâmplare fericită, spune eu, destinul va a chemat spre altceva. Omul propune, Dumnezeu dispune. Da, am vrut să mă fac profesoară de, de, limba română. Cred că o spun pentru a suta mia oară. Dar s-a întâmplat să fie examenul acela înaintea examenului de admitere la filologie. Și am intrat și... Ați mai dat la filologie? Evident că nu. Evident că nu. Eram foarte fericită că am intrat la, la, facultate. Era destul de complicat de intrat atunci. După reforma învățământului, noi am fost prima generație care am dat bacalaureat. Școala noastră se numea Școala Medie Mixtă de 10 ani, Hunedoara. Deci nici nu știu dacă pot să spun că am făcut liceul. Oricum am dat bacalaureatul și, cum s-ar zice în zilele noastre, l-am dat pe bune. Oricum, asta era o întrebare pe care vreau să vă pun ulterior, legat de școală și legat de faptul că astăzi lucrurile nu mai sunt așa cum erau înainte și dacă există o diferență între școala de atunci și școala de astăzi, și evident școala de teatru, că... Există o imensă diferență între școala de atunci și școala de astăzi. Școala pe care am făcut-o eu era... Într-un fel venea în continuarea a școlii serioase care se făcea până la război. Eu am intrat în 47 la, la școală, în clasa 1 și erau destul de puțin învățători și profesori pentru că fusese războiul și fusese răconcentrați, murise ră unii în război, dar s-a făcut cu o seriozitate extraordinară și părinții noștri ne-au inculcat ideea că dacă nu înveți, nu ajungi nimic în viață. Și că numai, poate că a fost bine, poate că a fost rău, eu zic că a fost bine, Exista pe atunci, existau școlile de meserii, meseriile erau foarte bine apreciate de către oameni. Bunicul meu a fost zidar, unchiul meu a fost instalator, toată viața lor au muncit în această profesie și niciodată nimeni nu a venit să le facă un reproș în legătură cu produsul muncilor. Asta, munca înseamnă era să fii, cinstită. asta înseamnă să fii profesionist în domeniul în care activezi, indiferent că este o meserie Abs sau că absolut, este o, absolut, absolut, absolut. Uh, o carieră bazată pe o vocație. A fost după aceea vremea când toată lumea se străduia să aibă o diplomă. Uh, diploma aceasta îți asigura posibilitatea de a lucra de a-ți depăși uh, condiția ta de, de Salariat obișnuit. Și în timpurile noastre, cred că și părinții au cel puțin 50% din vină pentru nivelul învățământului și pentru nivelul în care relația dintre părinte și școală. Când eu eram școlar, știu că tata nu a fost obligat să vină niciodată la școală. Probabil că se făceau ședințe cu părinții, nu prea auzeam, dar ce se spunea în școală era literă de lege. Uh, dar acum. Nu îi... mi-aduc aminte să se fi strâns fondul clasei niciodată, nici pentru nevoile școlii și nici pentru nevoile cadrelor didactice. Cred că s-ar fi crucit profesorii să audă așa ceva. Uh, dar astăzi inclusiv profesorii și-au pierdut uh, din autoritate în fața elevilor. Uh, nu îi mai pot uh, pedepsi. Și când spun pedepsi, nu mă refer la pedepse cu bătaia sau ceva. Cred că a fost o ceva. mare greșeală. Acum uh, tinerii probabil că o să mă răstignească. Eu cred că a fost o mare greșeală că s-a renunțat la uniformă. Pentru că lipsa uniforme permite împărțirea pe categorii sociale ceea ce este evident, permite ca... Eu stau lângă liceul Lazar și sunt stupefiată de îmbrăcămintea elevelor de liceu. Să vii la uh, examen cu bermude și cu pantaloni mai în jos de buric, mi se pare inadmisibil sau cel puțin ceva grău ghinolesc. Și eu am uh, fost... Uh, în situația, de părinte vorbesc, de fată tânără eram atât de săraci pe vremea aceea că o pereche de cizme de cauciuc a fost sumumum de, de fericire. Dar școala e școală, e o rigoare și copiii trebuie să știe că învață pentru ei. Asta ni s-a... Spus, studiez, studiez pentru tine, învață pentru tine. Păi da, dar astăzi acest învață pentru tine uh, li se pare un pic uh, amuzant, pentru că nu au nevoie. Văd ce, ce uh, reprezintă noțiunea de vedetă, astăzi, și asta își doresc să ajungă. Este suficient să fii. Uh, să arăți bine uh, să îți pui o fustă suficient de scurtă și poți să ajungi acolo unde îți dorești da, și e adevărat, fără carte. Dar niciuna din vedetele astea uh, nu o să fie cum era Ingmar Bergman uh, la bătrânețe. Sau cum este doamna Olga Tudorache. Sau uh, cum a fost Gina Patrici. Cu siguranță nu. Și povestea asta e amestecată acum cu vedete. Toată lumea e vedetă. Toată lumea e artistă. Dau ceva de spus? Știți, eu cred că și gustul publicului s-a pervertit și acum, uite, sunt într-o televiziune, și gustul publicului a fost pervertit de anumite televiziuni care, din dorința de a avea rating, au uh, produs niște uh, emisiuni care au distrus sistemul de raportare estetică. Am văzut cu mare bucurie și cu lacrimă uh, reluarea pescărușului făcută de Petre Sava Băleanu. Păi ce legătură are vacanța mare cu spectacolul lui Petre Sava Băleanu? Zice că să dai publicului ce dorește. Nu, nu e adevărat publicul își va dori ceea ce tu picătură cu picătură îi dai și în timp îi formezi gustul. Numai că aici intervin banii, intervin interesele care pe mine mă depășesc și nici nu vreau să le știu și nici nu mă interesează. Și atunci, în orice caz, la noi, la teatru, la teatrul uh, Odeon, am încercat să fac în așa fel încât și eu și toți actorii și Până și tehnicienii să aibă o rigoare și un, un sistem de, de selecție a ofertelor care să creeze un anume public, o anume educație și asta începem cu copii. Teatrul Odeon are un program, Teatrul și Școala, în care școlile dau telefon și se programează pentru ca să aducă grupuri de copii și grădinițe. Uh, care să facă o vizită a teatrului, să descopere scena, să descopere culisele, să descopere uh, sala de machiaj, să se joace cu fardurile, să vadă costumele. Și iată ajungem din nou la educație. Și iată ajungem din nou la educație.